oraș, ce nașă, ce familie frumoasă. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Pașcani cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mihaela, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să urăm un la mulți ani din partea finuților. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. La mulți ani, vă spunem. Mulțumesc. Așa. Intrăm după dumneavoastră ca să avem un pic de spațiu. Doamna Mihaela, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătorită. Venim cu o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră din partea cuiva drag. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră pe cineva. Da. Aștept să continuați ca să văd dacă într-adevăr. Cine credeți dumneavoastră că ne-a trimis astăzi aici la dumneavoastră? Una din finele mele de economie. Așa credeți dumneavoastră? În oarecare parte măsură aveți dreptate din inimă pentru nașa. Și indiciul cel mai mare l-am aici. Da. Care este acesta? Acest tablou o să spună tot. Da, deci mi-am dat seama. Și nu mai avem nevoie de niciun detaliu ca să vă dați seama din partea cui vine surpriza. Da. Chiar dacă fizic nu sunt aici lângă dumneavoastră și au dorit foarte mult să vă sărbătorească astăzi, da, să vă transmită cât de mult vă țin la dumneavoastră și cât de mult vă respectă, o să vă cântăm întâi un la mulți ani, după care o să aflăm împreună ce au astăzi să vă transmită finii și finuțul dumneavoastră în același timp. Da, da. Cântăm cu toții un la mulți ani doamnei? Da. Așa, vă rog să țineți tortulețul. Și toată lumea este pregătită să vă sărbătorească așa cum meritați. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la spunem doamna Mihaela. Sperăm că v-ați pus o dorință care se îndeplinească. Da, da. Iar pe lângă aceste daruri frumoase, noi pentru dumneavoastră venim cu un mesaj frumos, câteva gânduri din partea dumnealor, care astăzi și-au dorit foarte mult să vi le transmite. Iar mesajul spune așa: scumpa noastră nașă, te felicităm cu ocazia zilei de naștere și îți dorim să ai o viață frumoasă și fericită alături de familia ta minunată. Noi suntem mândri și bucuroși că vă avem ca nașă, mamă spirituală, prietenă, atât noi cât și băiețelul nostru. Vrem să știți că noi vă admirăm atât de mult pentru bunătatea, iubirea, răbdarea, sinceritatea cu care ne-ați împărtășit atâtea experiențe de care am avut mereu de învățat, iar în semn de mulțumire pentru tot ce ați făcut pentru noi, astăzi, în această zi specială pentru tine, îți dorim să fii sănătoasă, să ne trăiești mulți ani și să ne înseninezi zilele cu blândețea ta. Ne pare nespus de rău că nu am putut fi împreună în această zi minunată, dar sperăm că v-am adus zâmbetul pe buze și o mică bucurie în suflet. Nașii sunt singura familie pe care ți-o alegi, iar noi i-am ales pe cei mai buni. Cu mult drag și doar finii tăi iubiți, Ana, Petronel și finuțul Nicolas. La mulți ani! Mulțumesc! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva? În afara faptului că întotdeauna au fost niște drăguți de la început, sunt cei mai scumpi. Cei mai dragi, iubesc enorm, foarte respectuoși. Nu știu ce aș putea să mai spun acum, dar sunt deosebiți.
Astăzi i-a simțit aici aproape. Da, da. De dimineață am simțit ceva. Nu știu, am presimțit, cu toate că n-am știut. Am presimțit că ceva se întâmplă, chiar îți spuneam și băiatului. Ceva o să se întâmple, nu știu, am văzut prea... Și întotdeauna fiinii au fost foarte prezenți în viața noastră, în zilele aniversare, în zilele de bucurie, de necază, au fost alături de noi. Asta este cel mai important. Da. Sunt de-a dreptul familie. Da, da, suntem chiar o familie cu ei, da. Să știți că Finuța m-a pregătit și melodie, care doresc să o ascultăm împreună. Iar vă spun aici aproape, doamna! Cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasă, doamnă, și de azi a doua mama, nașa, nașa. Cine-a cu luna din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasă, doamnă, și de azi a doua mama, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca șalor, le dorim și mirilor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca șalor, le dorim și finilor. Cine întotdeauna poate la greu să vă fie aproape, nașul, nașul. Cine poate să vă asculte când aveți gânduri mai multe, nașa, nașa. Cine întotdeauna poate la greu să vă fie aproape, nașul, nașul. Cine poate să vă asculte când aveți gânduri mai multe, nașa, nașa. La mulți ani vă spunem, doamna Mihaela, toți fericiți și alături de cei dragi dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc. Cu Doamne ajută să vină și finii cât mai curând, da, să alături aici aproape. La Moldova, da? Da. Mulțumesc, Fina.